Am pornit în căutare de meserii, dar nu orice fel de meserie. De la regizor la recuzitieri, de la scenograf la creator de costume, de la electrician la light designer, de la dresor la animator pe calculator. Asta e provocarea, să inventezi atunci când nu ai pe loc ce trebuie. Ori am cântat, ori am plâns. Îmi place să o fac, să-i dau viață, nu? Meseria mea este să aud voci. Nu sunt numai note muzicale. Ei sunt oamenii din spatele cortinei, dar fără de care un spectacol nu poate avea loc. Descoperă-i! Află-le secretele meseriilor pe care le practică și povestește-le mai departe. Publicul te recompensează. Când nu meriți, e liniște.